a fost odată un băiețel pe care îl cheama Jack și care locuia împreună cu mama lui într-o colibă la țară. Cei doi erau tare săraci și abia dacă se ajungeau cu mâncarea de pe o zi pe alta. Așa că, într-o zi, mama îl trimise pe Jack la târg ca să vândă singurul lor avut, o vacă. Pe drum, Jack se întâlni cu un negustor tare ciudat, care îi oferi câteva boabe de fasole chipurile fermecate în schimbul vacii. Încredințat că boabele acelea le vor aduce noroc și vor scăpa de sărăcie, băiatul făcut târgul numai decât. Ajuns acasă însă, mama sa mai mai să leșine de necaz. Fas sole fermecată, strigă ea. Jack, omul acela și-a bătut joc de tine, iar tu, netotule, i-ai dat vaca de pomană. Foarte supărată, femeia aruncă boabele colorate pe fereastră și, drept pedeapsă pentru pocinogul făcut, îl trimise pe Jack la culcare, fără să-i dea nimic de mâncare. Nu mică i-a fost mirarea lui Jack când se trezia a doua zi și văzu un uriaș vreș de fasole, al cărui vârf trecea dincolo de nori. A părut taman pe locul în care mama sa a zvârlise mânioasă boabele. Jack prinse de îndată să se cațere pe vreș, sus, 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 tot mai sus, când ajunse la capătul vrejului, Jack se pomeni în fața unui castel cum nu mai văzuse vreodată. Înăuntru găsi o sală uriașă în care peste toți zăceau grămezi de monede de aur și tot acolo se găsea și o masă cât toate zilele, încărcată cu o mulțime de talere pline cu bunătăți. Lihnit de foame, băiatul se cocoță pe masă și se puse pe un fulecat. Deodată lui Jack îi ajunse la urechi un zgomot ciudat și uitându-se în jur, dădu cu ochii de un uriaș care a țipise într-un jilț și sforăia. Speriat, Jack se dădu jos de pe masă și alergă către ușă, înhăță în fugă o mână de monede de aur, după care coborâ cât putu de iute pe vreșul de fasole. În dimineața următoare, Jack urcă din nou până la castelul știut. De data asta, înainte de a pleca, în făcă gâsca fermecată a uriașului, cea care făcea ouă de aur. Numai că uriașul îl simți și dădu să pună mâna pe el. Băiatul scăpă ca prin minune și, coborând sprinten pe vrejul de fasole cu uriașul pe urmele lui, țipa cât îl ținea gura. Mama, mama, adu repede toporul! Odată ajuns pe pământ, Jack puse mâna pe topor și tăie vrejul. Uriașul se prăbuși de la mare înălțime și muri, iar Jack și mama lui, având monedele de aur, dar mai ales gâsca fermecată, avură parte de un trai fericit și îmbelșugat până la adânci bătrâneții.